Vă salut și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu pentru cei care sunteți abonați mai vechi. În acest videoclip vreau doar să vă mulțumesc personal încă o dată tuturor celor care mă urmăriți și cu care m-am găsit în viața personală, dar și aici pe online și să vă pun o întrebare. Așa că vă rog, dacă vă interesează subiectul, să rămâneți până la final. Pentru că pe mine chiar mă interesează să ascult ceea ce aveți voi de spus. În comentarii, bineînțeles, voi citi toate comentariile. În primul și în primul rând, mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți, care sunteți abonați aici la canal sau neabonați, dar v-ați uitat poate întâmplător sau v-a apărut acest videoclip. Și în al doilea rând vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au susținut, dacă pot spune așa, și chiar este o susținere cu adevărat lucrul acesta, tuturor celor care mi-au devenit din urmăritori clienți, dacă pot să zic așa, care au cumpărat un animăluț, ouă sau diferite viețuitoare de la mine, în principal. Nu că aș vinde eu prea multe, pentru că nu prea am în general știți foarte mult de vândut, că nu mă ocup cu asta, dar datorită faptului că am mai multe animăluțe, trebuie să le și susțin. Să încerc să se autosustină singure, să le produc hrană pentru ele din vânzarea lor. Hrană, accesorii și tot ce mai este nevoie pentru îngrijirea lor. Și foarte mulți dintre voi, cei care mă urmăriți, ați venit de departe, unii chiar de foarte departe, să luați ceva de la mine. Sau am reușit să trimit eu prin anumite mijloace, dacă am reușit. Mă bucur că ați avut încredere în mine și că mă susțineți într-un mod direct. Luând un pui de iepure, de găină sau porumbei sau ouă, după cum am spus, cam astea sunt principalele pe care le-am dat. Puține, la puțini oameni, pentru că eu nu sunt o persoană cu foarte multe, nu știu să zic, la nivel de fermă, poate am o mini fermă, micro fermă, dacă s-ar putea numi, dar poate nici atât. În schimb, creez videoclipurile astea pe internet și am observat că foarte mulți oameni, mai ales în ultimul an, mi-au scris personal, pe Facebook, pe Instagram, pe e-mail, cum am mai conversat. Sau în viața reală, dacă ne-am găsit, nu știu, poate pe stradă întâmplător, la expoziții sau absolut oriunde prin magazine, care au venit și au vorbit cu mine personal. Nu mă gândeam niciodată că sunt atât de mulți români din străinătate care mă urmăresc și care își doresc să revină acasă sau mulți dintre ei deja au revenit în țară sau urmează să revină și deja au achiziționat ceva de la mine. Pot să vă zic că probabil majoritatea sunt și locali, adică cei care stau deja în România, care nu-s plecați și n-au fost poate niciodată, dar destul de multe persoane în ultimele luni, din, nu știu, să zicem de la începutul anului până în momentul actual, au venit special la mine și au spus clar că vor să mă susțină și să cumpere ceva de la mine, văzând videoclipurile, pentru că au văzut cum le cresc de la stadiul de ou sau de pui sau din burta părinților până la momentul în care au ajuns la ei. Un lucru care m-a făcut să continui treaba asta și să îmi doresc e în primul și în primul rând oamenii, tinerii și chiar și cei mai în vârstă care îmi scriu și îmi mulțumesc că au reușit să învețe prin intermediul videoclipurilor câte ceva de la mine. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru că mă urmăriți. Dar nu mă gândeam că o să crească atât de mult acest canal. Nu mă gândeam că lumea o să mă caute și o să-mi scrie în privat atât de multe. Menționez o altă paranteză. Nu sunt medic veterinar, nu am studii de performanță, nu sunt atât de cunoscător în domeniu. De multe ori dau și eu fail, greșesc și poate nu le fac bine. De asta vă repet și vă spun că nu cunosc toate. Prima dată duceți-vă la un medic veterinar. Întrebați pe grupurile de Facebook peste tot, întrebați un crescător mai cu experiență. Dar și atunci se mai poate greși. De asta e bine să vă duceți la un medic veterinar. Deși se întâmplă de multe ori ca medicii veterinari să nu fie în domeniu, să zic așa, cel puțin cu păsările. Pentru că foarte mulți doar pe partea de animale de companie, câini, pisici sau axat. E foarte greu pentru că nu există încă prea mulți în domeniu în România. Poate pe viitor o să se mai schimbe treaba asta. Revenind la ceea ce spuneam. Le mulțumesc celor care au venit și au luat ceva personal de la mine, cu care foarte mulți dintre ei am devenit, pot să zic, amici, prieteni, vorbim foarte des. Majoritatea din aceste persoane au revenit și a doua și a treia oară să mai ia ceva de la mine atunci când am avut de dat sau m-au întrebat.
Vreau să menționez și să punctez în acest videoclip, să vă întreb mai exact, de ce alegeți să vă întoarceți în România? Ce v-a făcut să alegeți să reveniți în țară? Gândindu-mă că în afară sunt salariile mai mari, viața poate este altfel. Dar știu că și o parte din cei pe care deja i-am întrebat mi-au spus că își doresc să revină în țară încă de la început, au plecat doar să producă niște bani cu gândul de a se apuca de animale. Unii dintre ei, în sensul nu de a se apuca de animale, să trăiască din animale, ci să fie poate un venit pe lângă, ca exemplu să zicem, nu știu, prepelițe sau găini, dacă te apuci de asta serios, la un nivel mai mare, pentru că am spus tuturor, în momentul când ai multe, n-ai să faci față, poate nici cu timpul, nici cu banii, nici nu o să câștigi aproape nimic, pentru că va trebui să bași, să investești în toate, plus că nu te poți axa să te dezvolți doar pe ceva. În altă ordine de idei, dacă te gândești din prima să revii și să faci bani din asta, trebuie să te gândești foarte serios, pentru că nu prea se fac bani din animale, cel puțin nu la nivelul meu sau nu la un nivel atât de jos. Oricum, toți cu care am discutat mi-au spus că nu s-au gândit niciodată la bani, ei doar vor să se apuce pentru că le-a plăcut ceea ce au văzut poate la mine sau la alte persoane care mai postează pe internet sau din copilărie au fost atrași de animale, de păsări, au avut porumbei, iepuri și acum vor să revină la pasiunea asta, la fel cum am făcut-o și eu încă din copilărie. Deci am și spus, mi-am spus mie personal, când am fost copil, când voi fi la casa mea, îmi voi face totul așa cum îmi doresc și vreau să cresc animale. Indiferent de ce ar zice lumea, că te face cineva țăran sau oricum te-ar face, că în lumea asta foarte mulți sunt răi și geloși în general pe ceea ce faci tu, că ai mai mult sau mai puțin decât ei sau poate li se pare lor. Mă bucur că oamenii doresc să revină și să se apuce de animale. Mă bucur că doresc să cumpere de la persoane pentru a le susține, cum aș fi eu sau alte persoane ca și mine, care doar cresc asta din pasiune. Nu de la ferme, nu de la ferme de animale, de păsări în general. Plus că la fermă ai să-i găsești doar de carne, pentru că na, un crescător, dacă dorește să facă ceva performanță, se axează pe una, două, trei rase de găini, porumbei sau ce dorește el, iepuri, ca exemplu, cam astea ar fi principalele, sau capre și așa mai departe. Dar persoanele de care vă spun eu, adică cu care am vorbit, mă bucură faptul că, fiind tineri, deci cred că toți cu care au venit, am vorbit și mi-au devenit clienți, să zicem, toți sunt tineri. Tineri care au muncit o perioadă scurtă în străinătate sau în continuare poate unii mai muncesc și vor reveni acasă, unii la familie, alții sunt împărțiți și așa mai departe. Ce îi atrage să facă lucrul ăsta? Ce vă atrage pe voi? Pe ei animalele, dar stau personal și mă gândesc, vor rezista o perioadă mai lungă de timp, pentru că eu personal, în momentul de față, sunt într-o etapă a vieții, ca să zic așa, în care am început să mai răresc din ele și am spus tuturor, nu faceți ca mine și nu vă aruncați la foarte multe, pentru că deja hrana s-a scumpit, ce se întâmplă prin lume nu mai știm ce se întâmplă sau ce se va mai întâmpla. Nu pot să renunț la animale, nu vreau să renunț la animale. Așadar, nu vă mai gândiți încă o dată la bani. Nimeni din cei cu care am vorbit nu s-a gândit la bani și mă bucur că nu au mentalitatea asta. Toți își doresc să ia ceva pe lângă casă. Să aibă carne, lapte, ouă, strict pentru ei. Din ce în ce mai mulți au început în ultima perioadă să mă contacteze pentru capre, dacă pot să le dau, nu știu, crescători din zona mea sau din zona lor pentru o anumită rasă de capre. Nu cunosc, nu sunt în domeniu, căutați pe internet. Am și eu una, două, trei acolo pentru mine, strict pentru familie, pentru lapte. Ce mi-am dorit? Să am tot ce am enumerat anterior, strict pentru noi, pentru familie. Dacă e ceva în plus, asta doar ouă sau pui sau lucruri de genul ăsta, nu vând lapte, n-am vândut niciodată. Este strict pentru noi, pentru familie. La fel, nu vând nici carne de niciun fel, că am mai fost întrebat dacă cresc curcanii pentru carne sau prepeliță și așa mai departe. Nu, strict pentru noi. Nu vindem absolut nimic ce ține de ouă de consum, carne de consum sau lapte. Asta este cu tot o altă treabă, le ținem doar pentru noi. Faptul că vinzi ouă pentru incubat sau pui deja scoși sau adulte sau așa mai departe, poate să o facă oricine. Nu vă gândiți la bani. Creșteți pentru voi.
dacă o să învățați cum să le creșteți, o să fie sănătoase. Toți mai dăm eșecuri, la toți ne mai mor. Și mie mor și oricui moare. N-ai de unde să controlezi lucrul ăsta. Noi ca oameni ne îmbolnăvim și murim, dar o pasăre care nu poate să spună exact ce are. Și trebuie să cauți tu atent peste tot. Oamenii se bucură de simplu fapt că au ce face pe lângă casă, pentru că îți ocupă timpul. Te duce puțin cu mintea în altă parte față de tot ce se întâmplă în lume, pe plan rău, ca să zic așa, pentru că în ultima perioadă e tot mai dificil. Încercați să creșteți animale pentru voi. Luați-vă o capră, luați-vă găini, chiar dacă nu sunt de rasă. Creșteți pentru a avea câte ceva. Puneți în grădină ceva, plante, legume, fructe, să aveți orice, pentru că eu consider că ăsta e viitorul. Dacă reveniți în țară, și probabil o să fie din ce în ce mai mulți care vor, vrea să revină în țară, apucați-vă de animale, dar nu vă gândiți la bani. Dacă aveți ceva în plus și vreți să o duceți la standarde mai mari, luați-vă ca exemplu la prepelițe, nu o să faci nimic dacă ai 100-200 de prepelițe, trebuie să ai un minim de 500, că vorbeam cu mai multe persoane lucrul acesta. Dar trebuie să te gândești că dacă tu ai 500 de prepelițe, vă spun în experiență, eu la 150-200 de capete le dau de vreo 400-500 de lei pe lună hrană, ca să fie o hrană bună și să poată să producă ouă dacă reușești să mai vinzi ceva ouă, pentru că vor mânca foarte mult. Și nu-ți vei permite să crești și prepelițe, și multe găini, și multe alte animale pe lângă. Doar dacă ai teren pe lângă casă, să pui o parcelă de lucernă, să ai porumb la câmp, cereale, sau, nu știu, ai în arendă și îți dă cereale și așa mai departe. Astea sunt discuții foarte interminabile, ca să le spun așa. Mi-ar plăcea să fac niște videoclipuri în care să vorbesc despre subiectele de genul acesta, să fac podcasturi cu persoane mai în măsură, care au experiență sau care nu au experiență, poate, pentru a face o diferență, pentru a vedea ce gândește fiecare. Dacă este cineva deschis la astfel de videoclipuri, eu m-aș putea deplasa în anumite zone să facem astfel de videoclipuri, să ne cunoaștem. Vreau să încerc o altă tematică în continuare, să mai deschidem noi subiecte, pentru că vreau să promovez din ce în ce mai mult traiul la casă, la curte, nu neapărat viața la țară, că poate majoritatea nu locuiesc la țară, poate sunt în oraș sau la periferie, într-un cartier, dar stau la curte. În schimb, avantajul de a sta la țară e faptul că e mult mai multă liniște. Ai putea avea un teren cu o curte mai mare, la un preț mult mai mic decât în oraș. Dezavantajul este că poate nu ai locuri de muncă, ceea ce se întâmplă cam peste tot la țară. Nu ai loc de muncă și dacă n-ai o mașină să te deplasezi până în oraș, la serviciu și așa mai departe, este dificil. Dar ca avantaje, eu le văd cel puțin în viitorul apropiat și îndepărtat. Dacă crești animale și ai legume pe lângă casă, eu zic că ai putea trăi foarte bine doar din asta, dacă îți faci provizii pentru iarnă într-o cămară pe parcursul anului. Se mai face troc în continuare la țară, mai vinzi una, iei alta, banii vin și pleacă. Dar nu vă mai aruncați la foarte multe animale cum am făcut-o eu, pentru că veți avea foarte mult de pierdut. Eu personal la început am pierdut nu neapărat timp, cât am pierdut din animale îmbolnăvite, bani cheltuiți și așa mai departe. Căutați oameni în măsură să vă dea sfaturi, nu eu neapărat, n-am treabă, persoane care se ocupă cu ceea ce vreți voi să vă apucați. Apucați-vă serios de treaba asta. Dacă veniți cu niște bani din afară și vă doriți lucrul acesta, dacă vă atrage să reveniți în țară, în căsuța de la țară, casa bătrânească, sau să vă cumpărați o casă, apucați-vă de asta, dar cu atenție. Pentru că vă veți lovi la un moment dat de niște obstacole și o să vă pună capac sau o să vreți să vă opriți instantaneu. Pentru că foarte mulți mi-au scris lucrul ăsta, au pățit-o bun să le meargă bine totul și deodată, pac, să înceapă să moară pe capete, să se întâmple lucruri, să nu mai aibă timp, să nu mai facă față și așa mai departe, ceea ce tot trecem prin asta.
Sunt foarte multe lucruri pe care nu le ai, neprevăzute. Nu le gândești dinainte, pentru că n-ai trecut prin ele. Dar mă bucur faptul că din ce în ce mai mulți oameni români revin în țară și își doresc și muncesc în afară pentru a-și cumpăra aici o casă. Cumpărați-vă o casă în zonă rurală. De ce? Sunt mai ieftine, aveți mai mult teren, nu vă luați o casă mare. Dacă vă veți face o casă mare, majoritatea copiilor le pleacă tot în afară dacă sunt crescuți acolo. Pe lângă asta veți avea foarte mult de muncă ca să faceți curățenie în toată casa, să încălziți acea casă foarte mare, că e pe lemne, că e pe gaz, totul costă. Luați-vă, faceți-vă o căsuță mică. Dar ce vreau eu să mai punctez este faptul că cei care chiar au fost vreo două persoane cu care am vorbit și m-au întrebat de case din zona mea, din satul, comuna în care locuiesc, că e o comună chiar foarte mare, nu e un sat la mine aici, e o comună foarte mare, una dintre cele mai mari din zonă. Și ideea e în felul următor, la mine în comună sunt foarte multe case. Au luat case cu teren de 4.000, 5.000, 6.000 de metri pătrați de jumătate de hectar cu 10.000, 15.000 de euro și o casă bătrânească, dar locuibilă, bună, care nu s-ar dărâma pe tine, o renovezi, o dărâm treaba ta. Nu vă mai aruncați la zeci și sute de mii doar pe un teren în afara localităților, la periferie de București, orașe mari. Fugiți cât mai departe de orașele mari. Veniți în zone mai retrase. Duceți-vă prin munți, luați-vă o căsuță, deși acolo e mai complicat, că poate nu o să ai atât de multe condiții, într-adevăr, într-o zonă de munte, decât o casă de vacanță, cum ar fi la țară. Acum eu nu sunt cineva să vă zic, duceți-vă în zona aia, în zona aia. O să fac un videoclip în care o să vă arăt, poate doar strada pe care stau eu. Pot să vă zic, pentru cei care sunt interesați, pentru că îmi doresc de ceva timp să vină și la noi pe stradă niște vecini tineri, muncitori, care și-ar dori, pentru că populația e îmbătrânită chiar și la mine în comună, cel puțin la mine pe uliță, aici, pe stradă, că nu e chiar uliță, e o stradă. Avem și apă curentă, nu este gaz. Și pe mine nu prea mă deranjează, că e, că nu e, asta este. În rest, sunt toate. Și canalizare. Dar nici asta nu mă deranjează, asta este. Când o să fie, sunt proiecte, trebuie să bage și gaz și canalizare. În rest, apă, internetul foarte bun, asfaltul până în capătul satului tot, zona foarte bună, case, curți foarte mari. Eu am o curte mică aici, fiind între două străzi, după cum se știe, pentru cei care știu, curtea noastră e mai mică. În rest, una, două, trei, patru, patru case una lângă alta, la trei case de mine, sunt patru, trei sau patru case una lângă alta, încă una sau două vis-a-vis, la care nu mai locuiește nimeni, încă una peste drum de mine, cu teren foarte mult și case care ar putea fi locuite și aranjate puțin. Nu sunt case de 100 de ani, sunt case probabil din cărămidă, case bune. Pe care am să mă gândesc dacă proprietarii vor, de fapt, vor să le vândă, dacă este, nu neapărat să filmez în ele sau prin curte, dar aș putea filma din exterior, din stradă, să zic asta, asta, asta e de vânzare. Și mi-aș dori să vină tineri vecini, dacă își doresc, să cumpere. Bine, nu toate au 10-15.000 preț, altele sunt cu 20.000, depinde și de teren, 25.000 poate, dar toate au undeva la 3-4.000 de metri minim, adică cam așa, media e pe la noi pe aici, pe strada asta, plus altele peste tot, foarte multe case. Și vreau prin intermediul acestui videoclip românii care se întorc acasă, poate vor veni și la mine în comună. Comuna mea se numește Corod, pentru dacă sunteți curioși să vă uitați așa pe hartă. Corod în județul Galați. E o comună mare, cel mai apropiat oraș este Tecuciu, cel mai apropiat oraș mare este Galați. Bârladu, Focșaniu, sunt foarte aproape așa, 20 de minute, 40 de minute, o oră până în Galați. Adică, na, ca idee, dacă vreți și un oraș mai mare, prin apropiere. Așadar, dacă cineva va fi interesat și văd cerere prin comentarii sau în privat, mai degrabă în privat, poate pot să fac filmulețe sau ceva, nu știu, o să vedem, băi, casa asta e de vânzare, de ani de zile. Veniți aici dacă vă interesează, vorbiți cu proprietarii, eu n-am nicio treabă, nu știu, nu sunt agent imobiliar. Probabil o să găsiți și pe OLX, dacă căutați sau pe
unde mai bagă ăștia public și alte site-uri, casele la vânzare. Bine, eu am dat ca un exemplu aici la mine în comună. Zona asta e foarte mult cu agricultura și cu animale, pentru că sunt destul de mulți cu animale pe la noi pe aici. Avem și ferme de păsări prin apropiere, sunt foarte multe. Adică, ca infrastructură, e undeva la mijloc, să zicem. Nici rău, nici bun. Dar cred că s-ar găsi locuri de muncă sau, după cum am spus, dacă ai bani, faci o investiție în teren, în agricultură, în grădină, nu știu. Eu, ca idee, dacă ar fi să am bani și să fac ceva și mi-ar plăcea să am și să pot să fac, ca idee pe viitor, dar nu am acum, ar fi ceva în agricultură, pe partea de arbuști. Foarte mult am văzut că se investește în plantații de aluni, în plantații de smeură, de mure, de coacăzi, toate astea, căpșuni și așa mai departe. Diferite fructe. Fructe de sezon, dacă îți pot aduce un ban destul de frumos, dacă le-ai aranjat așa cum trebuie. Dacă vrei să vă apucați de prepelițe, v-am zis, 500-1000 de capete, vă faceți o microfermă și încă un aspect, încă un plus pe care vi l-aș putea da, un plus, nu știu, un secret, e înainte de a face ceva, analizați bine piața și zona dacă mai e ceva pe zonă. Dacă e 1, 2, ok. Dacă sunt prea mulți, nu o să fie prea ok, prețul o să mai scadă. Dacă sunteți singuri pe zonă, eu zic că cel puțin o perioadă de câțiva ani s-ar putea să vă meargă foarte bine afacerea dacă faceți totul cum trebuie și vă faceți clienți. Asta ca idee, ca prepelițe. La ferme de păsări, de animale de companie, nu prea o să meargă, consider, pentru că nu toată lumea își permite să dea mai mulți bani pe o găină de rasă decât să ducă să-și ia o găină de carne, să o taie și cam atât, pentru că toate sunt scumpe. Cine e pasionat o să dea banii ăștia, dar asta e așa, cu du-te vino. În schimb, la prepelițe. Poate o fermă de curcani, poate o fermă de păsări. Dacă aveți curajul și vreți să fiți tineri antreprenori, puteți să încercați. Eu încurajez pe toată lumea. Nu dați înapoi gândindu-vă că o să dați eșec. Și eu, dacă ar fi fost să mă iau după toate gurile rele, la câte comentarii am primit de-a lungul anilor, că nu știi, că nu faci, că nu știu ce, băi, eu nu consider că am evoluat. Am fost prost la început, am greșit, nu am știut multe lucruri și în continuare greșesc de multe ori și sunt căpățânat și, na, asta e felul meu. Dar n-am dat niciodată înapoi. Și am continuat. Am continuat și fac în continuare ce-mi place. Că fac mai mulți bani, că fac mai puțin bani, asta e irelevant. Banii vin și pleacă. Sănătos să fim, asta e cel mai important. Faceți ce vă place. Dacă doriți să vă întoarceți acasă sau deja v-ați întors acasă în România, vă rog să-mi scrieți în comentarii ce v-a făcut să vă întoarceți, ce afacere ați pornit, poate nu cu animale, poate ați făcut, nu știu ce să zic, o afacere cu terarii, v-ați construit terarii, vindeți terarii sau altele. Dacă aveți vreo idee de afacere interesantă, puteți să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să vadă și alții. Sau, dacă cineva vrea să-i promovez o anumită afacere, afacere cu ghilimele, nu știu, dacă are o microfermă sau ceva la început de drum și are nevoie de ajutor, eu personal vreau să vă zic că sunt deschis la a vă promova asta. Pot să vin să filmez, să facem lucruri de genul ăsta. Nu am nevoie de bani. Poate dacă e să fie prea departe, îți mulțumim dacă mi se plătește transportul. În rest, nu vreau bani, nu iau bani pe promovare, nu am luat niciodată bani la nimeni la care am fost. Am mai spus lucrul ăsta și mai repet că poate mulți cred că eu vin la oameni să fiu plătit. N-am luat bani de la oameni niciodată să vin să le filmez animale sau lucruri de genul ăsta. Dacă aveți o fermă, nu știu, herghelie de cai, pe zonă, mi-mi place să călăresc personal, ca idee. Dacă are cineva, nu știu, canise de câini, dacă aveți o asociație sau lucruri de genul ăsta și aveți nevoie de susținere, de un public, poate lumea de la mine aici pe canal va fi interesată să promovăm, să vorbim despre ceea ce aveți voi, puteți să-mi scrieți pe pagina de Facebook pe care o aveți în descriere, pe care vă invit să o urmăriți,
sau pe Instagram sau unde vă este mai ușor. Acolo discutăm, eu sunt deschis, dacă am timp vin, când voi putea sau când am drum pe zona respectivă. V-am spus că și la mine e foarte greu cu timpul, sunt ocupat și așa mai departe. Dar vreau să reușesc să, dacă pot, cu puținul ăsta pe care l-am eu, cu puținul, nu știu că e puțin, că eu zic că sunt mulți oameni, ideea este că eu consider acești oameni, toți, această comunitate, o comunitate foarte mare, extraordinar de mare, care se poate susține reciproc. Noi ca oameni, dacă ne ajutăm și cumpărăm unii de la alții, m-am dat pe mine ca exemplu de la început, pentru că eu mă bucur că voi m-ați ales pe mine să luați ceva de la mine. Dar, pe zona voastră, dacă aveți pe cineva care vinde lapte, carne, care are 3 văcuțe și așa mai departe, luați de la persoana respectivă. Eu acum, personal, ca o încheiere, că bine, trec de la un subiect la altul, pentru că îmi trec foarte multe prin cap, nu am un script, nu am un text de unde citesc sau ceva. De câteva luni de zile a venit o altă persoană, un băiat tânăr, foarte tânăr, 19 ani are, Alex, care a cumpărat de la mine de vreo câteva ori, a luat porumbei, a luat iepuri, a luat, nu mai știu ce a mai luat, ouă, i-a mai dat, în fine, așa, când și când a venit. De la vreo 100 de kilometri de mine, să spunem. Din vorbă în vorbă, ne-am luat la ce vrea să facă el, tot așa crescând prepelițe și așa mai departe. Persoana de care vă spun nu a plecat niciodată din țară, e de aici. În schimb, are vaci. O să merg într-o zi să filmez la el. Vaci, s-a apucat de găină, a avut prepelițe de mai multe ori, are în continuare și așa mai departe. Și din asta trăiește, împreună cu părinții. De vreo câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, nu mult timp, am început să-i devin eu acum client. Cum? Luând brânză, lapte, cașcaval afumat de la el, ce mai are? În principal brânzetul și lactate, pentru că asta face. El vinde în târg, în piață, cu părinții. Nu e o afacere, dar având câteva văcuțe, cam din asta trăiesc în principal, din ce am discutat cu el. Și am și vorbit, m-a și invitat, o să merg într-o zi când voi avea timp și la el să filmez, poate prin vremea bună, să fie și el mai liber și eu. Și o să merg să facem treaba asta. Să vorbim despre mica lui afacere, ca idee. Ei bine, eu asta vreau să vă zic, că eu acum săptămânal, pentru că el vine la mine pe zonă, o dată pe săptămână. Băi, săptămâna trecută mi-a dus caș. N-am mai mâncat caș ca ăsta de când eram copil. Copil adolescent, de la țară, de la fratele bunicii mele. Că la țară și nu că eu stau la țară aici, la țară în altă parte, de unde eram eu mic, când se spune la țară, eu fiind crescut în oraș. Și după cum am zis, păi, când am mâncat cașul ăla, vreo 5 minute în continuu, eram șocat că avea gustul și mirosul, dar exact cum eram când eram eu mic. Specific că el crește vacile în mijlocul pădurii, le lasă libere. Stă la periferie, într-o zonă montană, nu vă zic prea multe detalii acum. Și ideea este că, deci, produsele pe care le are, deci eu n-am mai mâncat, deși iau de la mine, de pe la vecini, de pe la țărani din zona asta, tot produse lactate, de vacă, de așa mai departe, că eu nu, de la două căprițe nu pot să-mi fac foarte mult caș, că una a dat lapte, una n-a dat. Deci doar beam lapte și mai făceam un lapte prins și așa mai departe. Dar îmi place când văd producători locali și când găsesc niște produse bune și îmi plac, îi rămân client. E bine, și acum el a fost clientul meu, mai ia câte ceva de la mine, eu iau de la el. Putem face și troc, dar acum nu am făcut troc, ca exemplu. Adică produsul e produs, banul pe bani, dacă vrei. Acum fiecare cum se înțelege. Și îi voi fi în continuare client, pentru că suntem foarte mulțumiți de produse. Deci un lapte foarte gras, băi, deci se vede diferența de la o vacă crescută în mijlocul pădurii. Vin seara acasă, mi-a spus vacile alea. Vin singure seara acasă, că da, sunt inteligente și ele. Față de una care e crescută închisă, să presupunem. Gen, doar în hale industriale și așa mai departe pentru lapte. Plus că laptele pe care îl cumperi din magazin este apă chioară, nu e niciun lapte ăla. E prefabricat, prefăcut de 10 ori, scrie și pe cutie. Asta ca o mică idee. Deci, vă încurajez și mă bucur când văd români care doresc să se reîntoarcă acasă. Muncesc o perioadă, fac niște bani, îi pun deoparte și poate au vin acasă cu o idee. Să facă ceva sau să-și cumpere ceva sau doar să-și ia niște animale pe lângă casă și să trăiască liniștiți
cât vor putea ei. Poate după iar pleacă și se întorc, că mai sunt și cazuri de genul acesta. Că la un moment dat simți nevoia să te mai întorci, să mai faci niște bani, că la noi e mai greu. Dar dacă ai norocul și îți dă afacerea un boom, e bine. Dar nu un boom să te îmbogățești, un boom să supraviețuiești, să zicem. Să meargă de pe o zi pe alta, să știi că totul e ok. Da, aș mai avea multe de spus. Vă voi citi comentariile. Dacă sunteți interesați de astfel de videoclipuri, voi mai face, vom mai vorbi. Deși mă simt atât de ciudat uneori când vorbesc, prefer să arăt, nu doar să vorbesc, sau să vorbesc cu cineva, dar da, poate o să vină și timpul ăla. Vă mulțumesc pentru vizionare, încă o dată pentru urmărire, pentru absolut tot. Multă sănătate și numai bine!